Dacă vezi acest logo, la ce te gândești? Adaugă-i de sub pe ei, membrii trupei, și vei ajunge la Phoenix. Legenda muzicii rock în România și nu numai. Și acum hai să-ți arăt ceva ce n-ai mai văzut. Nicu Kovács, care este Phoenix, Phoenix care este Timișoara, Timișoara care este de fapt România, a fost refuzat, adică a picat examenul de admitere în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Asta e ca și cum ai pica-o pe Nadia Comăneci la admiterea la Uniunea Gimnastelor din România. Sau pe Gică Hagi sau Gică Popescu la Uniunea Fotbaliștilor din România. Într-o postare pe Facebook, cineva prezintă chiar care este biroul sau comitetul UCMR care i-a dat lui Nicu Kovács nota de 7,60 în loc de 8 cât ar fi avut nevoie ca să intre în această minunată instituție. Spre comparație, uite-te la poza aceasta. Aici, regele Charles al Marii Britanii. Aici, un rocker, exact ca Nicu Kovács. Dacă era în România, probabil și el primea nota de 7,60 și nu era admis în UCMR. Așa, în Marea Britanie a primit titlul de cavaler. Scrie comentarii ce părere ai de acest caz și dă mai departe, poate îngești la ei poza.